Da, seama că prima dată am rămas șocat, pentru că eu vă spun sincer, am crezut că alegerile vor fi ceva alegeri, fiecare să voteze cu cine vrea. Dar când vedem asemenea mesaje, înseamnă că asta e deja, eu nu știu cum să cataloghez acest gest. Când ați primit asta noapte? Asta noapte, jur orei 23. Nu știți, nu cunoașteți numărul, nu știți? Nu, nu cunosc, deci n-am nicio cunoștință cu număr de Vodafone. Îmi dau la dumneavoastră să citiți acum, dumneavoastră o să vedem cum îl catalogați. Drept, intimidare electorală sau, nu știu, sau chiar ni s-a spus cu cine trebuie să votăm astăzi. Vă rog cum o să citiți dumneavoastră acest mesaj. Da, da, da.